Soției mele îi era rușine cu locul meu de muncă, așa că a decis să mă lase chiar atunci când îmi era mai greu în viață. În urmă cu un an, lucram ca și agent de vânzări. Eram căsătorit de 2 ani cu soția mea, care era o femeie foarte frumoasă și iubitoare. Credeam că dragostea pe care ea o simțea pentru mine era sinceră, însă mi-am pierdut locul de muncă și din acel moment totul s-a schimbat. În perioada pandemiei, aproape jumătate din muncitorii care erau angajați la firma de vânzări unde eram și eu angajat au fost concediați. Nici eu nu am scăpat, ci am fost anunțat că firmei i-au scăzut vânzările foarte mult și că nu mai poate plăti toți angajații, așa că am fost concediat împreună cu jumătate dintre colegii mei de muncă. Când am ajuns acasă și i-am spus soției mele că mi-am pierdut locul de muncă, în loc să mă consoleze și să mă încurajeze, spunându-mi că totul va fi bine și că îmi voi găsi în scurt timp un alt loc de muncă, soția mea a început să țipe la mine și să-mi spună: "Cum ai putut să-ți pierzi locul de muncă?" Am încercat să-i explic că nu doar pe mine m-au concediat, ci pe jumătate dintre muncitorii de acolo. Însă am vorbit degeaba. Soția mea era foarte furioasă și nu făcea decât să țipe la mine și să-mi reproșeze 1 milion de lucruri. Nu i-am mai spus nimic, ci m-am dus în dormitor și am început să caut un nou loc de muncă. Din acea zi, soția mea a început să-mi reproșeze zilnic câte ceva. Nu aveam niciun sprijin din partea soției mele și nu găseam la ea nici măcar o încurajare sau o vorbă bună. Mă simțeam tare debusolat. Era cumplit să nu am un loc de muncă, dar și mai cumplit era felul în care mă trata soția mea. Văzând că nu primesc niciun răspuns de la acele locuri de muncă bine plătite pentru care aplicasem, am început să caut un loc de muncă în ceea ce însemna munca de jos. Și am găsit. Începusem să lucrez ca și om de serviciu. Măturam podele și apoi le spălam cu mopul, spălam WC-uri, duceam gunoiul, măturam străzi, tot ce mi se cerea, ca să pot face niște bani să pot să trec mai ușor peste acea perioadă grea. Însă când am venit acasă după prima zi de muncă, mi-am mințit soția. I-am spus acesteia că lucram din nou ca agent de vânzări pentru o firmă mare și foarte renumită. Plecam de acasă în costum și mă schimbam într-o toaletă publică în hainele de măturător de străzi. Însă într-o zi am fost prins. Măturam străzile din apropierea casei mele, iar soția mea venea cu prietenele ei de la cumpărături pe acea stradă. Când m-a văzut, a rămas șocată și s-a prefăcut că nu mă cunoaște. Locul meu de muncă și felul în care eram îmbrăcat o dezgustau total. Din acel moment, soția mea nu a mai vorbit cu mine și nu m-a mai lăsat să o ating vreodată. Am încercat să-i explic că este un loc de muncă temporar și că voi găsi ceva mult mai bun, însă ea pur și simplu nu mai voia să audă nici măcar un cuvânt de la mine. Nu puteam face nimic să schimb situația. Am continuat să mă duc la muncă, sperând că totul se va schimba în scurt timp în bine. Credeam că soția mea va înțelege într-o zi, dar nu m-a înțeles. Într-o zi, una dintre prietenele soției mele m-a văzut măturând străzile. S-a apropiat de mine și mi-a spus: "Bună! Eu mi-am deschis de curând o cofetărie și aș avea nevoie de cineva care să mă ajute cu pregătirile și cu livrările. Nu vrei să lucrezi la mine, ca și partener în afacerea mea? Încă este o afacere micuță, la început de drum, și nu am un profit foarte mare, însă câteva ore pe zi ai putea ajuta și livra produsele mele de cofetărie și ai putea câștiga ceva în plus. Cum de la măturatul străzilor nu câștigam prea mult, am decis să accept." Dimineața măturam străzi, iar după amiază pregăteam și livram produse de cofetărie. Când a auzit că am acceptat propunerea prietenei sale, soția mea a țipat la mine și mi-a spus: "De ce trebuie să mă umilești și să mă faci mereu de râs? Nici măcar nu îți dă prea mulți bani. Pur și simplu îți bați joc de mine, asta faci." Am încercat să o fac să înțeleagă și să-i explic faptul că observasem că acea cofetărie avea un mare potențial de a deveni în scurt timp o afacere de succes, din care puteam primi jumătate din profit. Dar soția mea nu m-a ascultat. M-a părăsit în acea zi. Mi-a spus: "Nu pot să trăiesc cu un om atât de ratat ca tine." Și acestea au fost ultimele cuvinte pe care le-am auzit de la ea. Eu am continuat să muncesc ca și măturător de străzi, iar după amiază eram la cofetărie împreună cu prietena soției mele.
Munceam din greu împreună cu ea, pentru a face ca afacerea să devină un succes. Și după câteva luni de muncă grea, a devenit cea mai renumită cofetărie din oraș. În sfârșit reușisem. Aveam propria noastră cofetărie de succes. Mi-am dat demisia de la locul de muncă unde măturam străzi, deoarece aveam jumătate din cofetăria, care acum avea un succes fenomenal. În scurt timp, eu și prietena soției mele am devenit foarte apropiați. Mi-a trebuit mult timp să trec peste felul în care soția mea se comportase cu mine. Dar această femeie minunată m-a sprijinit, m-a încurajat și m-a ajutat să merg mai departe. M-a scos din cele mai întunecate și grele zile ale mele. Râdeam mult împreună și ajunsesem să facem totul împreună. Cu pasiunea ei pentru cofetărie și cu abilitățile mele excelente în vânzări, am devenit foarte faimoși. Astăzi suntem logodiți și am mai deschis încă 10 cofetării în alte mari orașe. Auzind că am un succes nebun, fosta mea soție m-a căutat și m-a rugat să ne împăcăm, dar am refuzat-o. Cineva care te iubește cu adevărat nu te va părăsi niciodată atunci când treci prin cele mai grele perioade din viața ta. Un om care te iubește îți va rămâne alături în perioadele dificile, te va încuraja și te va ajuta să ieși din nou la lumină. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.